ocupația de la un fost demnitar din Parlament care s-a ocupat de studiul, mă rog, între ghilimele, s-a ocupat de supravegherea serviciilor secrete și care mi-a spus într-o discuție tet-a-tet că noi avem încă de câțiva ani buni softul la stația de la Periș, care introduce 10.000 de cuvinte ale mele, ale voastre, ale oricui, și după aceea le amestecă de o asemenea manieră încât să iasă nu un dialog, ci un monolog perfect valabil și care poate să treacă de o expertiză. Astfel încât să pară că cel ce a spus acolo ceva, a spus acel ceva și nu altceva, și că respectivele cuvinte nu au fost amestecate dintr-un lexic mai larg. Ori acest convorbire pe care o are Bomovaci cu restul lumii, mă rog, cu unul, cu altul, nu este un monolog, este un dialog. Ați văzut că uneori vorbesc unii peste ceilalți și alteori răspunsurile se dau cu precizie la respectivele întrebări. Felul în care el încearcă să-l corupă pe tânăr arată clar că este vorba de o poziție de autoritate asupra unui puști pe care încearcă să-l determine, chiar face și recurs la Dumnezeu la un moment dat, ceea ce mi se pare chiar un sacrilegiu, pentru că am senzația că a uitat de Sodoma și Gomora. Și în condițiile astea se încadrează perfect, așa cum spuneam, în articolul 220 cu alinea 3, ceea ce noi nu știm în momentul de față, nu știm dacă această faptă, acest act sexual chiar s-a consumat și pe ce variantă s-a consumat, adică cine era pasiv și cine era activ. Colegii mei din presă spun că el ar fi versatil și că ar fi și. Și stânga dar și nu dreapta, avem dovezi, da, nu avem probe concrete. Păi aici nu avem nimic concret și o să discutăm la ora 22, când vom reveni în direct cu toată lumea. O să discutăm la ora 22 și vreau să aflu de ce a ales Pomohaci această promiscuitate pentru, dacă este într-adevăr vinovat de ceva, această promiscuitate pentru a-și îndeplini nevoile sexuale, ne ajută doamna psiholog. De asemenea, oameni buni, o să discutăm și despre multele cazuri care au apărut de-a lungul timpului despre astfel de obiceiuri în Biserica Ortodoxă. Și dincolo de asta, am spus, o să aflăm păreri clare și concrete despre acest scandal. Am să vă citesc tot la ora 22 și mesajul pe care domnul Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, mi l-a trimis încă din această după-amiază vis-a-vis de această emisiune și de scandalul despre care discutăm, și reiterez faptul că nu atacăm biserica în niciun fel. Respectăm această instituție, probabil că este singura instituție care merită toată încrederea noastră, dar să știți că orice pădure are uscături și dacă ascundem gunoiul sub preș, n-am făcut nimic. Pădurea nu-i pădure, doamnă, că n-are și vrea scuri. Publicitate, ca să avem și noi bani pe mâine și după aceea revenim la ora 22, rămâneți cu noi. Am revenit, doamnelor și domnilor, vorbim despre scandalul în care se află Biserica Ortodoxă Română, un scandal din care trebuie să iasă, pentru că în continuare este instituția cu cea mai mare încredere în rândul populației. Vă aduc aminte că suntem un popor 90% eminamente ortodox și, până la urmă, când ne lovim de toate greutățile, spunem un Doamne ajută. Iar această instituție face mult bine românilor și României. Dar, ca orice pădure are uscături, iar nouă nu este frică de subiect și putem discuta fără patimă. Dacă avem nițică materie cenușie, dacă nu avem materie cenușie, atunci facem chiloțăreală pe TV. Ei bine, astăzi nu facem chiloțăreală, ci facem, până la urmă, o discuție cu oameni mult mai inteligenți decât mine. Aș vrea, înainte de toate, să vă aduc aminte invitații mei. Cu siguranță știți, pentru că eu primesc foarte multe mesaje, nu vă pot răspunde la toate. Este mai bine să vorbim cinstit și să-i ascultăm pe oamenii de aici din studio. Doamna Karen Rosner este psiholog, Florin Condurățeanu, celebru jurnalist, părintele Casian Stroie, suntem acasă și la Luis Lazarus, are un picior rupt, lui să te vedem, jucăm fotbal cât mai repede. O să mergem să vorbim și cu domnul Bucuceanu de la asociația Accept, Fundația Accept. Vorbim despre ceea ce se întâmplă în biserică și aș vrea să vă aduc aminte, doamnelor și domnilor,
câteva din scandalurile în care a fost implicată Biserica Ortodoxă Română cu privire la relațiile homosexuale, căci celelalte gen de relații heterosexuale cu amantlâncuri, cu măicuțe, cu adulteri și așa mai departe, sunt nenumărate, o căutare pe motoarele de căutare de pe internet și veți vedea câte pagini se deschid. La 25 de ani, Teoctiz Nichițoiu, filmat cum făcea amor cu prietenul său, culmea în dealul Mitropoliei, aici, la Patriarhie. Un scandal care a făcut valuri la un moment dat, la momentul acela, nu s-a auzit nimic. Nu s-a mai auzit nimic despre acest părinte de viitor, cum mi se spunea, Teoctiz Nichițoiu. În iulie 2009, un preot de la Mănăstirea Căldărușani a fost acuzat de un tânăr care a lucrat acolo că a întreținut relații sexuale cu el. E vorba de preotul Laurențiu Andreescu, care a fost demascat după ce a fost filmat de acest tânăr cu care întreținea relații sexuale. Tânărul Bogdan ajunsese la mănăstire în 2006 împreună cu mama sa după ce au rămas fără casă. În mărturiile acestui tânăr Bogdan s-a vorbit despre faptul că asupra lui s-au făcut avansuri și de către alți călugări de la acea mănăstire. În octombrie 2008, un preot din Cernavod, județul Constanța, era subiectul unui scandal sexual de proporții. Pe un site porno, atenție, a apărut o înregistrare cu preotul Florin Ciutoiu, de la Biserica Sfântul Andrei din Cernavod, care făcea sex și fuma. În noiembrie 2010, un preot de la Biserica Sfântul Nicolae din Slatina a fost acuzat de inclinații homosexuale. Preotul Constantin Corceaga a apărut în mai multe fotografii alături de diversi bărbați. În unele ipostaze, bărbații erau dezbrăcați. Facem anchetă, nu s-a mai întâmplat nimic. Episcopul de Huș, imagini fără dubiu, le știți, le-a difuzat toată lumea. Starețul mănăstirii Prislop, mai nou, acum, în Maramureș, acuzat, filmat, mărturii că a făcut sex cu un confrate, să spune, nu? Călugăr, sau cum se spune? A avut o convorbire. Așa, a avut o convorbire, a fost mutat disciplinar. Cazul celebrului Pomohaci, îl știți? Și culmea, în anumite scripturi, de frânturi de conversație, în înregistrarea cu episcopul din Huș, domnia sa face vorbă despre episcopul Casian de la Galați. Episcopul Casian de la Galați. Nu s-a dovedit nimic. Poftim? Nu s-a dovedit nimic. Păi, dar eu ce spun? Nu s-a dovedit, dar face vorbire. Florin Bucuceanu de la Fundația Accept. Ce răutate poți să vorbești și cineva să te spui imediat vă las. Imediat vă las. Bună seara, domnule Bucuceanu. Bună seara, mulțumesc de invitație într-o emisiune atât de aprinsă. Da, păi aprins este subiectul în sine. Dumneavoastră reprezentați persoanele homosexuale din România, da? Reprezint o asociație care luptă pentru drepturile persoanelor gay, lesbiene, bisexuale și transgender din România. Foarte, foarte corect. Mi se pare important că discutăm subiectul acesta, chiar dacă nota e mai degrabă polemică, pentru că în definitiv vorbim despre o comunitate a credincioșilor. Asta e în principal sau în primul rând biserica, nu? Comunitatea celor care o formează și care nu sunt nici supra-oameni, nu sunt nici sub-oameni. De asta poate polemica ar trebui să fie ceva mai așezată. Nu vorbim de o comunitate extrateritorială, vorbim de cei care o formează și care au propriile neajunsuri, păcate, probleme interioare. Aș mai adăuga faptul că obsesia pentru viața privată a unui credincios, fie el laic sau membru al clerului, nu e tocmai un semn de sănătate spirituală sau morală. E mai degrabă ceea ce caracterizează Coaliția pentru Familie, care a decis să împartă populația României în două, homosexual și heterosexual, în persoane drept credincioase și morale și în persoane imorale și care asta fac toată ziua, atacă biserica. E o prostie asta. Și nu cred că ar trebui să perpetuăm tipul ăsta de polemică. În același timp zic că
Atunci când vorbim de situații la nivelul clerului, fie călugăr, fie înalți prelați sau chiar episcopi, subiectul care mi se pare grav nu e orientarea lor sexuală, heterosexuală sau homosexuală, ci relația pe care unii dintre aceștia o au cu un copil sau cu un adolescent. Indiferent de orientarea lor sexuală, relația cu un adolescent n-are ce să caute, mai ales în cazul unui profesor, în cazul unei autorități morale, cum este preotul, care nu e așa, se ocupă și de cei mai mici din parohia sau din eparhia respectivă. Deci eu n-aș introduce homosexualitatea necesarmente în discuție, pentru că e până la urmă neutră, ca și heterosexualitatea e neutră. Depinde fiecare cum ne trăim viața, cum ne trăim relația cu Dumnezeu, nu ce orientare. Da, domnul Buhoceanu, dar homosexualitatea, viziunea și în cutuma bisericii este un păcat capital. Homosexualitatea în viziunea multor comunități creștine nu mai este evaluată ca acum 2000 de ani. Și cred că e timpul ca Biserica Ortodoxă să revină în secolul pe care îl trăim fiecare dintre noi și să învețe din comunitatea științifică despre ce e vorba. Nu poți să distrugi niște oameni numindu-i sub oameni sau oameni fără verticalitate doar pentru că au această orientare sexuală. Totuși trăim în secolul 21 și comunitatea științifică a spus foarte clar ce este homosexualitate. Sigur, biserica poate și are dreptul la propria viziune, dar încă o dată, în cazul prelaților de care vorbim, discutăm despre un abuz de putere, relația cu un adolescent. Cum se cheamă aceasta? E homosexualitate, e heterosexualitate sau e un abuz de putere în fața unia care nu poate riposta? De acord cu dumneavoastră când vorbiți despre abuzul de putere. Dumneavoastră spuneți în momentul de față că Biserica Ortodoxă și cea catolică ar trebui să vină în secolul 21 și să înțeleagă ceea ce este deja evident, că oamenii au diferite orientări sexuale și trebuie să-i accepte ca atare. Dar asta nu însemna ca ceea ce a fost lăsat ca și cutumul a bisericii tot de mii de ani să fie dat peste cap. Dar v-aș întreba... Nu cred asta, pentru că dintotdeauna homosexualii au trăit în societățile noastre, dintotdeauna au fost parte din biserică, uneori au ajuns la nivel de leadership, de conducere în biserică. Biserica română, ortodoxă? Sigur. Nu cred că e o surpriză pentru nimeni că vorbim de persoane de orientare homosexuală la acel nivel. Uitați-vă în arhive, cercetați cazurile Patriarhului Nicodim sau Patriarhului Teoptist, pentru a da doar două nume din secolul 20, și lucrurile arată altfel. Ce s-a întâmplat? Spuneți mai explicit. Referitor la Teoptist și Nicodim. Haideți. Păi e bine cunoscut de toți. Vă rog să spuneți explicit noastră, că nu am ce să stau pe internet. O spun, nicio problemă. Există suficiente mărturii în arhive care descriu cu detalii orientarea sexuală a acestor înalți prelați. În cazul Patriarhului Teoptist, fiți serios, vă rog frumos. Comuniștii l-au pus la punct, bineînțeles, în felul ăsta, cum crede și dumneavoastră. Hai să discutăm fără o patimă. Domnul Buhoceanu, nu securitate niciodată politică, nu s-a împăcat cu biserica, hai să fim serioși. E alt subiect, dar domnul Buhoceanu ne spune lucruri extrem de interesante. Păi unde? Să le vedem. Și le discutăm imediat. Haideți să înțelegem. Și eu pot să spun de dânsul că părinte, a rămas doar cu ori și cu picior. Cineva este la telefon, este greu de purtat un dialog, mai ales în contradictoriu. Domnul Buhoceanu, dumneavoastră ne spuneți acum sau lăsați să se înțeleagă că în momentul de față, și în Biserica Ortodoxă Română, la vârf, există persoane cu această orientare sexuală, da? Evident, da. Și nu de ieri de astăzi, ci dintotdeauna. De când există Biserica lui Hristos, totdeauna există homosexuali în comunitatea creștină. Îi știți? În Biserica lui Hristos niciodată n-a existat.
Într-o biserică, în imaginația noastră. Părinte, vreau să reacționez, nu-mi pare rău, mă jignește. Mai vine o întrebare. Uitați, hai, asta e cu sânge. Mai vine o întrebare, domnul Buhuceanu. Îi știți pentru că o anumită comunitate, ostracizată, spuneți dumneavoastră, de mentalul colectiv, se cunoaște cumva în mare o persoană cu cealaltă. Știți în alți prelați care au această... înclinație sexuală diferită nu, de nu voi heteron. Comenta asupra vieții private a unor episcopi. Mai bine, domnule, mai bine. Băsade mai bine viață. Așa. Cred că nu aceasta e misiunea mea. Dar dacă vorbim despre cei doi patriarhi, am dat doar două exemple, și părintele din studio poate să facă efortul minim de deontologie. N-am timp de internet, domnule, eu fac rugăciunile și îmi fac canonul de călugăr, așa cum de sunt. N-am casă, n-am mănăstire, dumneavoastră nu știți. Probabil nu știu câți bani aveți dumneavoastră în cont. Haideți să-l ascultăm, v-am explicat că nu putem să ne acum virtutea e plătită, virtutea este pedepsită și păcatul este favorizat cu bani, cu sponsori din America, din cutare. Nu știu. Tocmai pentru că s-a simțit nevoia de reglementare a vieții sexuale din totdeauna s-au introdus penalități. Nu puteau să se introducă penalități împotriva homosexualității. Doamne, gândiți-vă la Sodoma și Gomora până anii 3000, acum, înainte de 2000, cu 3000 de ani în urmă, ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora? Cum trei îngeri a dat foc cetății Sodoma și Gomora pentru păcatele astea, nu? Nu botezați pe dracu și sfințiți păcatul, domnule. Haideți să fim serioși. Mâna pe carte și arătați-mi unde scrie de homosexualitate. Căutați în Biblie, domnule, sau nu ați citit Biblia, sau nu aveți pe acasă. Ba e da, cea mai tipărită carte după glob, poate nu știți. Domnul Buhuceanu, teologie, haideți că nu vă las să intrați într-o polemică cu părintele, că nu ăsta este scopul emisiunii. Vreau să vă întreb... Nu reușește să iasă învingător, vă spun eu. Dar nu cred că urmăresc să iasă cineva învingător. E vorba de adevăr, de dreptate, de virtute și de alte lucruri. Părinte, o singură promisiune vreau de la dumneavoastră. Vă ascult. Să nu vă certați să plecați din emisiune. De plecat nu plec. Stau aici până la urmă. Mulțumesc frumos. Domnul Buhuceanu. Scandalul acesta în care se vorbește de astfel de relații aruncă și asupra comunității pe care o reprezentați din nou anatemă cumva? Da, în măsura în care se vorbește despre homosexualitate în această cheie senzaționalistă, da. Dar aici nu vorbim de homosexualitate, vorbim de un abuz sexual. Și cred că lucrurile ar trebui tratate în această cheie. Dacă un profesor îndrăznea să facă orice ar fi făcut fiecare dintre acești prelați în comunitatea lor profesională, ar fi fost dați afară în secunda 2. De ce bisericii trebuie săptămâni de zile să decide ceea ce e la lumina zilei că trebuie să o facă? Da. Bun. Adică nu face decât să prelungească această stare de scandal, ne luând decizii care sunt sănătoase, în primul rând pentru biserică. Și încă o dată, chestiunea nu ține de homosexualitate, heterosexualitate, bisexualitate, ci de abuz. Am înțeles. Florin Condurățeanu vrea să intervină. Domnul, eu prețuiesc maniera intelectuală și rafinată în care vorbiți. Chiar m-a pus pe gânduri diagnosticul dumneavoastră că aici ar trebui developat mai mult abuzul de putere al unui superior față de băiatul curtat. Dar vă rog eu ceva așa, lucru care în ansamblu prețuirii gândului dumneavoastră rafinat mi-a sunat mie în inimă puțin greu, nu știu, deranjam. Nu spuneți că cei care sunt adepții iubirii romantice, frumoase și solide într-un bărbat și o femeie au o gândire nemodernă, ruginită de o glaciațiune care trebuie să despart. E singura obiecție pe care vă fac într-un înveliș meritat de laude pe care vi l-am făcut, fiindcă sunteți un partener de dialog și un intelectual
de prețuiți. Bun, domnul Buhuceanu, dincolo de asta spuneți că aici se vorbește de abuz și eu am și o întrebare. Dom'le, era de acuzat preotul Pomohaș dacă avea și el un iubit, bărbat, admițând că este homosexual, în casa lui să nu iasă și să nu-ți transpire toată această poveste? Era de acuzat sau nu? Sau e de acuzat faptul că a umblat așa, ca faunul, prin catacombe să caute și să abuzeze de minori? După mine era de acuzat pentru că dumnealui este un om căsătorit. Aceea e căsnicia pe care o are, trebuia să și o căsnicia pe care o are trebuia să fie protejată. A ieși în afară căsniciei nu e tocmai un lucru din calea afară de moral pentru nimeni din interiorul bisericii creștine, cu atât mai mult pentru un prelat. Înțeleg. Dar în comunitatea dumneavoastră... Un comentariu pe care l-aș putea face. În comunitatea dumneavoastră se știa că domnul Pomohaci este gay? Nu am aceste informații. Noi respectăm dreptul la viață privată și chiar o luăm în serios. Până și prelatul, părintele Pomohaci, cred că ar trebui să-și protejeze viața privată și dacă e în măsură să se apere juridic și acele acuze sunt neadevărate, ar trebui să o facă, ca orice alt cetățean al României. Domnul Condorățean nu e mare răbdare. Domnul, vreau să vă întreb ceva care ar putea părea o piruetă în afara subiectului ăsta, dar vreau să-mi spuneți, dacă dumneavoastră ați auzit de acea variantă spusă de diverse persoane, cum că pușcăriaș la 17 ani, Ceaușescu, a fost violat la Doftana, inițial s-a crezut de Gheorghiu Dej, dar nu s-a adeverit, ci a fost acuzat un ilegalist bătrân evreu care a și fost dat afară din Partidul Comunist pentru acest lucru și că faptul că Elena Ceaușescu avea o influență foarte mare asupra lui Nicolae Ceaușescu ar fi provenit de la tenacitatea și răbdarea ei de a-l reconverti la femeie. Ați auzit de așa ceva? Se vorbea în toate cercurile nomenclaturii despre acel episod de homosexualitate situațională a lui Nicolae Ceaușescu. Situațional, a spus. Nu, dar cred că... nu este orientarea sa sexuală din câte... Nu. Domnul Buhuceanu, eu traduc eu întrebarea pe românește, că e o întrebare nespusă de domnul Condurățeanu. Dom'le, odată ce ai sărit gardul de la orientare cu care, te-ai ocupat, da, până acum, așa ai sărit gardul în partea cealaltă, te mai întorci, ba? Bineînțeles, aici vorbim de comportament sexual, nu de orientare sexuală. Faptul că eu mă pot culca cu o femeie, de pildă, nu mă face heterosexual. După cum Nicolae Ceaușescu, dacă este să-l folosim Dumnezeule ca pretext de discuție, nu devine homosexual doar pentru că a avut în interiorul închisorii unde nu putea să aibă alți parteneri, că a avut un episod de relație sexuală cu un alt bărbat. E unul dintre capitolele istoriei pe care, cred că vor rămâne nedeslușite. Exact. Nu, dar Florin Condurățeanu a dat așa cu Ceaușescu ca de fapt să întrebe asta. Odată ce ai sărit gardul, dacă te mai întorci. Mulțumesc, Florin Buhuceanu, pentru faptul că intri și vorbești despre acest lucru. Să aveți o seară bună. Wow, părinte! Da, aș vrea să, odată ce sunt și călugăr și cu 17 ani de vestire în monahism, aș vrea să punctez câteva lucruri ca să nu se înțeleagă cuvântul biserică trunchiat și aș vrea să folosesc câteva lucruri din cartea de învățătură ortodoxă, călăuzând credința ortodoxă scrisă de părintele Cleopa Ilie, despre biserică.
Vă dați ce spune e relevant aici. Pentru ceea ce vorbim noi? Da, sigur noi? Că da, da. Vă rog, atunci. Cuvântul biserică în Sfânta Scriptură, noi creștini ortodoși din Biserica Dremuritoare a lui Hristos, îl înțelegem în trei feluri și anume, biserica ca ierarhie superioară, 2. Biserică ca totalitatea credincioșilor, 3. Biserică ca locaș de închinare de cult public. În Sfânta Scriptură folosește